Today's debate is. Mulțumesc, domnule președinte. Titlul acestei dezbateri a fost ales cu multă atenție. Vorbim despre statul de drept și drepturile fundamentale din Spania în urma evenimentelor din Catalonia. În Europa, după cel al doilea război mondial și după ce s-a terminat regimul dictatorial în Spania, Grecia și Portugalia și după căderea zidului Berlinului, am construit societățile noastre democratice bazate pe trei principii: democrație, respect pentru drepturile omului și respect pentru statul de drept. Cele trei sunt interdependente, nu se pot exclude una pe alta. Nu poți să folosești una împotriva celelalte. Dacă renunți la un pilon, celălalt doi se surpă. Respect pentru statul de drept. Acesta nu este facultativ, este fundamental. Dacă legea nu-ți dă ce-ți dorești, poți să te opui legii, poți să muncești ca să schimbi legea, dar nu poți să te prefaci că nu știi că există. Este de-a dreptul o idee fundamentală. Este așadar indispensabil ca în Constituția fiecăruia dintre statele membre să acestea să fie respectate de toată lumea. Aceasta este baza dezbaterii noastre de astăzi. Și în această dezbatere ar trebui să fim ghidați de valorile din articolul 2 din tratate, valori care sunt comune tuturor statelor membre și tuturor cetățenilor, valori pe care se bazează Uniunea noastră. Așa cum spunea Jean-Claude Juncker în discursul pe care l-a ținut aici luna trecută despre starea Uniunii, Uniunea noastră nu este un stat, ci este o comunitate de drept. Trebuie să nu uităm niciodată acest lucru. Există un consens, în sensul că guvernul regional din Catalonia a ales să ignore legea atunci când a hotărât să organizeze referendumul de duminica trecută. Tribunalul Constituțional Spaniol a suspendat legile catalane în ce privește organizarea referendumului și a anunțat că vor exista penalizări și sancțiuni împotriva organizatorilor. Acest lucru nu a schimbat ce am văzut duminică, niște imagini care ne-au întristat. Vreau să vorbesc clar și răspicat. Violența nu rezolvă nimic în politică. Niciodată nu reprezintă un răspuns sau vreo soluție. Și niciodată nu poate să fie folosită ca o armă sau ca un instrument. În Europa știm mai bine ca oriunde în altă parte acest lucru. Nimeni nu vrea să fie martorul violenței în propria sa societate. Totuși, este datoria oricărui guvern să apere statul de drept. Și uneori este nevoie de folosirea proporțională a forței. Înțelegem că oamenii doreau să-și exprime punctul de vedere. Libertatea de exprimare este un drept fundamental pentru toți cetățenii europeni și, prin urmare, pentru toți cetățenii spanioli. Însă, un aviz, un punct de vedere, nu este mai bun decât altul doar din cauza că este exprimat cu mai multă tărie. Așa cum a spus Comisia, potrivit Constituției spaniole, votul de duminică din Catalonia nu era legal. Este clar că o cale găsită de comun acord este necesară pentru Spania și, așa cum a spus domnul Claude Juncker de mai multe ori, este o chestiune internă pentru Spania și trebuie să fie soluționată în funcție de Constituția și dreptul constituțional din Spania. Este motivul pentru care Comisia Europeană a lansat un apel pentru toți actorii relevanți să treacă de la violență și conflicte la dialog. Puterea dialogului atunci când te așezi în jurul unei mese și vorbești cu celălalt, chiar dacă și mai ales atunci când sunteți într-un atât de mare dezacord, așa s-a construit Europa. Toate căile de comunicare trebuie să rămână deschise. A venit momentul să vorbiți, să găsiți o cale de a ieși din impas și să lucrați potrivit ordinii constituționale din Spania. Până la urmă, adevăratele răspunsuri nu pot să fie găsite decât de cei care sunt direct implicați. Și cei care sunt direct implicați reprezintă cei 46 de milioane de cetățeni spanioli.
dar în același timp și cetățenii europeni se pot simți interesați. Jean-Claude Juncker este în contact direct cu domnul prim-ministru Mariano Rajoy și îmi închipui că dumneavoastră va încerca să găsească o soluție în respectul deplin al Constituției, a drepturilor fundamentale a cetățenilor și în spiritul dialogului. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru comun. Dați-mi voie să subliniez următorul lucru. Evoluția Spaniei de când spaniolii s-au eliberat de dictatură este unul dintre cele mai mari, una dintre cele mai mari realizări din istoria Europei. Într-o perioadă mai scurtă decât viața mea, Spania s-a transformat dintr-o țară care se afla oprimată de dictator într-o țară care este lider mondial în multe domenii. În această țară, fiecare cetățean are drepturi depline protejate de statul de drept, unde economia înflorește, cultura la fel. Și aceste realizări sunt datorită tuturor spaniolilor, inclusiv celor care trăiesc în Catalonia. Acest lucru nu ar fi fost cu putință dacă nu s-ar fi respectat cu strictețe statul de drept, separarea puterilor în stat, hotărârile judecătorești. Și dați-mi voie să adaug. Nicăieri nu se respectă mai bine statul de drept decât în acele state unde se știe foarte bine ce înseamnă să nu ai parte de un stat de drept. Totul a fost obținut prin muncă dură, prin angajamente, prin dialog și prin respect pentru diversitate. Vă rog frumos, inspirați-vă din ce s-a întâmplat în trecut și să o luăm pe calea cooperării și a dialogului ca să rezolvăm situația. Vă mulțumesc, domnule președinte. La parola. Acum, în numele grupului Partidului Popular European, are cuvântul domnul Manfred Weber. Mr. President, Mr. Vice President. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimați colegi, nimeni nu poate fi indiferent față de cele văzute în Catalonia în ultimele zile. Regretăm că atât de mulți oameni au fost răniți. Știrile pe care le primim din Catalonia sunt îngrijorătoare. Au fost răniți cetățeni, dar au fost răniți și polițiști care au fost trimiși să oprească acest referendum. Ei au fost trimiși pentru a apăra ordinea de drept. Istoria europeană ne învață că violența niciodată nu este un răspuns. Miza de azi este însăși integritatea unui stat membru al UE. Și acest lucru justifică tocmai dezbaterea pe care avem azi. Un coleg de la grupul PPE, un coleg din Catalonia, ne-a spus ieri, sunt catalan și sunt spaniol. Nu este un conflict așadar între Catalonia și Catalonia și Spania, ci este un conflict intern al Cataluniei. Un guvern fără sprijin politic, în prag de alegeri, folosește această escaladare a violenței pentru a justifica existența. Așa ceva nu se poate. Europa s-a clădit pe ordinea de drept și Spania trăiește pe această fundație a ordinei de drept. Spania garantează drepturi fundamentale, egale pentru toți cetățenii săi. Apărăm libertatea de a demonstra. Și acest drept nu este doar indispensabil, este și un drept dorit de populație. Demonstrații însă nu pot înlocui procesul democratic de luarea deciziilor. Nu democrația străzii, ci democrația instituțională trebuie să decidă viitorul țării. Și să fie foarte clar, demonstrațiile în masă din Barcelona nu vor schimba soarta celor din Barcelona, doar instituțiile democratice prin deciziile lor o vor face. Ne concentrăm prea mult asupra separatiștilor, dar cine reflectă asupra poziției celorlalte comunități din Aragon, Castilia, din alte părți? Timp de secole, acești oameni cu toții au trăit împreună în pace și acum
Un guvern irresponsabil din Catalonia, iată, divizează țara. Situația este clară pentru noi. În spatea nimeni nu are dreptul să încalce legea, nici măcar guvernul regional din Catalonia. Toți cetățenii spanioli au drepturi egale ce trebuie respectate în mod egal. Oficial, funcționari ai regiunii catalane, a comunității catalane, nu trebuie să încalce nici ei legea. Pentru noi, referendumul nu a fost condus în acord cu Constituția spaniolă și de aceea nu poate fi validat. Săptămâna trecută, cu 45 de minute înainte de începerea referendumului, Parlamentul Regional a schimbat legea electorală. Așa nu se procedează. Avem nevoie de un dialog spaniol, spaniolo-spaniol, în temeiul legislației și Constituției spaniole. Vă rog, așezați-vă la masa negocierilor. Apelăm la toți actorii implicați să se angajeze la dialog în Spania, dar mai cu seamă în Catalonia. Dialogul pașnic este necesar. Nu vom găsi o soluție la acest conflict intern spaniol aici, în Parlamentul European. Acest conflict poate fi soluționat doar de poporul spaniol el însuși. Nimeni altcineva nu trebuie să intervină și nici nu are dreptul să intervină într-o democrație liberală cum este Spania. Dialogul trebuie să fie onest, trebuie să fie franc. Atunci când diviziunea a învins compromisul, atunci s-au născut conflicte și războaie. Ca bavarez știu despre ce vorbesc. Bavarezii trăiesc în unitate asumată cu națiunea lor. De aceea, fiți responsabili, nu comiteți acțiuni irreversibile și nu uitați că cine părăsește Spania, părăsește Uniunea Europeană, părăsește spațiul Schengen, piața internă și părăsește și zona euro. Oare acesta este interesul suprem al catalanilor? Trecem prin momente istorice, dragi prieteni. Azi dimineață, în dezbaterile noastre, am solicitat mai multă cooperare europeană. Nu avem nevoie de divizare, avem nevoie de unitate în diversitate. Calea de viață europeană are nevoie de mai multă cooperare și Europa are nevoie de mai multă solidaritate și de mai puțin egoism. Dragi prieteni, ne pare rău pentru toți aceia care au fost răniți. Susținem și sprijinim integritatea Spaniei și susținem acei politicieni care respectă ordinea de drept și apelăm la toți actorii implicați să se lanseze la un dialog deschis, constructiv pentru Europa. Mulțumesc! În numele grupului socialiștilor și democraților are cuvântul domnul Gianni Pitera. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu cred că a venit ora unității și a simțului răspunderii. Nu a dezbinărilor, nu a steagurilor, nu a celor care fac galerie. A venit momentul prudenței și a înțelepciunii. Să nu uităm de unde venim. Trebuie să pronunțăm un singur cuvânt. Para, în spaniolă, opriți-vă! Uneori e suficient de un gest ca să schimb cursul istoriei. Și atunci când ești pe marginea prăpastiei, e suficient de un gest ca să cazi în prăpastie. Și alteori e suficient de un gest, o mână întinsă, ca să fi salvat. De unde și nevoie de dialog, apelul la dialog pe care l-a reiterat și vicepreședintele Timmermans. Mă adresez guvernului, Generalitat Catalana, Comunitatea Autonomă din Catalonia și spun foarte clar, o declarație unilaterală de independență ar fi o provocare suplimentară și ar vărsa gaz peste foc după referendumul inutil de duminică. Un plebiscit unilateral impus cu încălcarea clară a
statului de drept și a Constituției democratice, un guvern regional care reprezintă mai puțin de 50% dintre locuitori, nu are cum să amenințe viitorul unui întreg popor. Referendumul nu era legal, s-a spus foarte mult acest lucru și nu e vorba aici despre nu știu ce chichiță juridică. Să sfidezi legea înseamnă că distrugi ceea ce a asigurat pacea în Europa în ultimii 50 de ani, numai ca să aperi popoarele cele mai sărace împotriva celor mai puternice. Au fost create aceste legi și dumneavoastră ați dori să le călcați în picioare? Să nu uităm ce se întâmplă cu naționalismele în Europa, când fluturi steagul secesiunii și când de fapt ce vrei tu este să excluzi în loc să incluzi, de fapt știi unde încep, dar nu știi unde se termină. Unii dintre dumneavoastră își vor aduce aminte de ce a spus François Mitterrand. O frază pe care a pronunțat-o în ultimul său discurs în fața Parlamentului European. Naționalismul este război. Eu niciodată n-am să renunț la ideea că catalanii și europenii pot să trăiască foarte bine. Nu e nevoie de noi state și de noi frontiere. Există o legătură indisolubilă care leagă Catalonia de Spania, Spania de Europa. Europa s-a născut ca să împace popoarele între ele. Europa s-a născut pentru a aduce unitate și pace. În aceste ultime zile, în timp ce în Spania se discută de secesiune, în Germania se sărbătorește reunificarea. Reîmpăcarea. Aceasta este rațiunea de a fi a Uniunii Europene. Ne-am născut din acest motiv. Și de aceea noi europenii trebuie să facem tot ce ne stă în putință, pentru că trebuie să ieșim din această criză. Nu trebuie să ne mulțumim numai să asistăm la ce se întâmplă. Spania face parte din Uniunea. Noi suntem și trebuie să fim pătrunși de ideea de Europa. Să trăiască în noi Europa. Eu mă adresez și domnului prim-ministru Mariano Rajoy. Nu vreau să fac polemici aici. Spun acest lucru cu toată onestitatea intelectuală. Această criză ar fi putut să fie gestionată în mod diferit. Putea și trebuia să fie gestionată în mod diferit. Socialiștii spanioli și catalani au făcut propuneri serioase, practice, inclusiv ținând cont de posibilitatea de a modifica Constituția. Se poate schimba, dar este nevoie de instrumente adecvate, nu de un dispreț față de legi și reguli comune. Așa se muncește într-un stat de drept, respectând legile. Putem să avem păreri diferite, dar niciun iubitor de democrație nu poate să se ascundă în spatele conflictelor de duminica trecută și în spatele atacurilor poliției. Și atunci când există o intervenție a forțelor de poliție, o intervenție disproporționată, asta înseamnă că politica a eșuat. Acum este nevoie de un efort de regenerare. Avem nevoie de un nou început. Și eu vreau să lansez un apel. Un apel către autoritățile din Catalonia. Să nu mai pronunțați diseară declarația de independență. Pentru că dacă o faceți, mai mult ca sigur se vor suscita noi violențe, noi conflicte. Este un apel pe care le adresez în același timp și primului ministru Rajoy, astfel încât împreună cu alte forțe politice din Spania să facă toate eforturile necesare pentru a promova dialogul, astfel încât Spania să poată să-și păstreze unitatea și integritatea teritorială. O Spanie puternică, cu realități interne puternice și autonome, într-o Europa care se regăsește pe sine. Aceasta este misiunea noastră. Liberalilor are cuvântul domnul Guy Verhofstadt. I have to tell you first of all that Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mărturisesc că eu sunt un mare admirator al democrației din Spania. Mai ales de pe data de 23 februarie 1981. Colonelul Tejero a făcut o tentativă de lovitură de stat în acea zi.
și Javier Cercas în faimoasa asta carte Anatomia momentului a descris următorul lucru, că existau trei lideri spanioli care au rămas așezați pe scaun atunci când toți ceilalți s-au ascuns sub bănci pentru că riscau să fie împușcați. Era Adolfo Suárez, primul prim-ministru democratic al Spaniei, și Gutiérrez Melado, primul său adjunct. Și mai era și liderul Partidului Comunist Spaniol. Și împotriva șocului nici măcar nu clipeau. Era un act de hotărâre și de curaj care a ancorat democrația în terenul Spaniei. Sub pistolul pucistului Tejero, democrația Spaniei s-a născut și nimeni nu are vreo lecție de dat Spaniei în ceea ce privește democrația. ...36 de ani mai târziu, democrația Spaniei trebuie din nou să facă față unui șoc. Trebuie să treacă peste această diviziune. Trebuie să treacă peste această criză existențială. Și eu cred că trebuie să o facă crezând doar că puterea judiciară poate să rezolve problema. Și nu trebuie nici să folosească violența în mod deplorabil, chiar dacă se bazează pe o hotărâre judecătorească. Deci nu trebuie să se bazeze doar pe puterea statului. Avem nevoie de o nouă viziune politică, un dialog cuprinzător, o viziune în care interesele tuturor popoarelor din Spania, tuturor popoarelor care trăiesc în Spania, să fie avute în vedere, să fie un stat multicultural, multilingv, federal și ancorat încă o dată într-o Europa federală, multiculturală și multilingvă. E adevărat, nu poți să te opui legii. Și este de asemenea adevărat că nu poți să guvernezi fără lege. Dar este cu atât mai adevărat că nu poți să rezolvi o dezbinare atât de profundă doar folosind legea. Trebuie să și asculți. Trebuie să încerci să înțelegi, să înțelegi pe ceilalți, să dialoghezi, să vorbești cu celălalt. Este singura cale de a găsi soluții și aceasta este adevărata putere a politicienilor talentați și a oamenilor de stat. Prietenilor mei din Catalonia, aș vrea să le spun, eu cred că nu este în interesul cetățenilor dumneavoastră să continue separatismul cu orice preț. Referendumul a fost împotriva Constituției, dar nu aceasta este principala mea idee. Ideea este că acest referendum nu a avut un temei democratic, nu a avut legitimitate democratică. Știți foarte bine și a știut dinainte că majoritatea catalanilor nu vor participa la acest referendum. Ei vor rămâne acasă, pentru că majoritatea lor sunt împotriva separării. Și nu din pură întâmplare ați instalat un prag minim. Deci rezultatul acestui referendum era deja cunoscut înainte să înceapă. Cum numiți acest lucru? Manipulare? Induce-le în eroare și a declara independență bazându-vă doar pe rezultatul unui referendum care inducea în eroare este un total lips de răspundere, nu atât pentru Spania sau pentru Europa, ci pentru Catalonia însăși. Acest lucru va duce la o prăbușire a încrederii, la o prăpastie în societatea dumneavoastră, o rană pe care nu o veți putea vindeca. Și știți cine va trage profitul de pe urma acestui joc? Cei care sunt împotriva Europei, cei care vor să distrugă Uniunea și care au început deja să abuze de cauza dumneavoastră și vă invită să încălcați tratatele. Domnule președinte, eu rog toate părțile implicate să nu mai escaladeze acest conflict, să se așeze în jurul aceleiași mese și atmosfera care să domnească acolo să fie cea a înțelegerii. Viitorul a mai mult de
17 națiuni europene, viitorul Cataloniei, viitorul comunității mele flamande nu se află în separarea brută, ci în cooperare. Cooperare în cadrul unor structuri federale într-o Europa federală. Și vă rog, uitați-vă la oamenii dumneavoastră. Cum și-au dezvoltat ei țara, cum au apărat, s-au apărat împotriva terorismului și cum s-au reinventat, fiind autonomi. Și în sfârșit, domnule președinte, dați-mi voie să spun că în politică nu e o rușine să faci un compromis. Și eu, contrarul este adevărat. Și mie mi s-a întâmplat și eu încă sunt în viață. Însă, atunci când trebuie să faci o alegere între a face un compromis și a merge înainte sau o situație de stand-by ca să fii pur, e mai bine să alegi dialogul. Pentru că mi-aduc aminte de o carte faimoasă, The March of the Falling, Marșul celor care cad, spune nu arunca nimic înainte să fi fost sigur că ai câștigat și niciodată nu da înapoi de la un sacrificiu oricât de imposibil pare acesta.